ați dat tort așa de la mecanică grea, unde au crescut voinici o parte din cei de aici, Stere, Sandu, Șaurică și eroul din fabrică. Ia mânați, mă, flăcăi, și sunați din Zurgălăi pentru cei care au lucrat la început de fabricat. Ia mai mânați! Aflaceți brazda în carusel la Sandu, la minister. Să avem o urare în ei, să-i meargă totul din plin, exportul să meargă strună, zi de zi, lună de lună. La toți vă dorim din plin ca sistema de mașini să aibă multă căutare, departe peste votare, să vrea toți să aibă în dotare mașini multifuncționale, cât mai multe robocare, toate firmele străine să dea buzna, în fine, summit să ne dea târcoale, să ne cânte osanale, Kirchner, Vitali, Joliot, să scoată ochii pentru un lot, să-i văd pe toți la intrare, ținându-și rând ca la carne. Ia mai mâna! Vă dorim în acest an să aplicați sistem CAD-CAM. Fetele dintr-un brădău, stat cu plugul, o luați rău. Ia n-opriți, nu mai brazdați, ca truzit, vremea-i să stați. Surnăm la gaz din mari, bucurie și mult ani. Mult! Aho! Ziua bună la dumneavoastră, cinstiți gospodari și oameni de omenie! După datină și obicei, cu alai mare ne-am strâns și în zi de sărbătoare să vă facem o urare. Că ne-am strâns feciori argați, totodată suntem frați, o urare să ascultați, primiți cu plugușorul! Și încă o dată mai voinici, cu ițari și cu opinci, ia pocniți roată din bici, că n-a fost de un an pe aici, mânați-vă! Aho, aho, cu flori domnești, pe la uși, pe la ferești, pe la porți de gospodar, să vă zicem la mulți ani. Din cucuie tragem plugul, să fie an cu belșugul, peste țară să brăzăm și noroc să vă urăm, la răscrucea dintre ani, o mână de gospodar. Vrenii și cu inimi mari ne-am sculat dimineoară să tragem brază prin țară. Că așa e obiceiul, frate, când ai cât un an la spate și aștepți altul să vie să-ți aducă bucurie. Cetină verde de brad, obiceiul am păstrat și merge din tată în fiu, așa ca argintul viu. Haideți pentru obicei să strigăm odată, hăi, să răsunem mulți și voi! Bună ziua, lumea aleasă! Ne-ați primit cu drag în casă și în zi de sărbătoare noi vă facem o urare. Vrem ca în anul care vine să trăiți cu mult mai bine, să vă fie casa acasă, să vă fie masa masă, să aveți la bancă bani la anul și la mulți ani. Ia mai îndemnați flăcăi și sunați Zurgălăi să răsune mulți și vă! Azi în zi de sărbătoare, dofteana comună mare, ce adună din străbuni, oameni harnici, oameni buni, și prezintă fiecare, de la mic până la mare, comori din la date zestre, cu voci calde și măiestre. Obiceiuri și tradiții, în cât mai multe ediții, într-un frumos festival, ce se va ține anual. Ia mai îndemnați flăcăi și sunați din Zurgălăi, să răsune în tot satul, că începe festivalul, festivalul de folclor. În seara lui Vasile Sfântul mi-a luat căciul avântul și mi-a dus-o sus pe casă, tocmai aici, la dumneavoastră. Și am venit să-mi iau căciula să vă spun și urătura. Bună vreme, gospodari, gospodari și gospodine și voi tinere copile. Am venit în astă seară cu puțină îndrăzneală să vă vizităm din nou ca în seara de anul nou. Patru în mână țin sacul,
doi în prag așteaptă colacul, de mai șmecher nițel țin o mână în clopoțel și spumiciuni și glume ca să fii plăcut la lume. La orei cu zurcălăi și cu atât mai flăcăi! Chiar acum, în astă seară, am făcut o socoteală, chiar din casa dumneavoastră am să iau vreo trei parale și un rachiu de tiscovină să șterg gâtul de rugină. Când visam așa deodată, am văzut doi ochi de fată, ochi căprui și bun de joc, de-am încremenit în loc. Limba mi se împleticea, glasul mi se bâlbâia, inima în piept bătea ca un ceas în mine făcea. Aoleu, ce-aș fi făcut, ochii fetei să-i sărut. Mă uitam ceva mai bine, aoleu și vai de mine, nu-i nici fată, nici nevastă, era mâța la fereastră. Stătea mâța și privea cum mă îndrăgosteam de ea. Mânați, măi! Aho, aho, copii și frați, stați puțin și numânați, lângă voi vă lăturați și încercați să-i numărați. Dacă nu vă descurcați, la computer apelați. Oameni buni, oameni din sală, asta nu-i decât vrăjeală. Ascultați ce vă spun eu, voi sunt numai la muzeu, într-o poză învechită și de ani îngălbenită. Noi am venit cu patru boi mici pe care vedeți aici și am arat, băi fraților, toată lunca satelor. Am arat și asamanat să vă spunem ce am aflat. Animale sunt puține și nu li prea cată nimeni. Primăvara pe ogor duduie cât e un tractor. Mai are și câțiva cai, dar de agricultură-i vai. De la pământ nu-i venit, lâna nu-i desocotit. Laptele-i prătit prost, zăcosești nu are rost. Iarba rămâne pe coastă, vai de agricultura noastră. Dar noroc cu apia că ne dau subvenția. Ne dau bani să muncim locul, nu să-l curățim cu focul. Să-l cosim cu coasa mână, nu cu moto Bertolină. Adunați-vă flăcăi de prin muși și de prin văi și strigați odată, hei, mânați-vă! E cereale țara are, dar porcul miroase tare. Ba vrea apă și mâncare, nici de cum televizoare, filme sau calculatoare. Dacă ai îngrijit de porc tot anul, cu gândul că ai scoate banul, sigur n-ai făcut nimic, carnea mult să ieftini. Și grăunțele sunt scumpe, mai ales la noi, la munte. Roșii, ardei și salate, ce cresc într-o zi cât șapte. Găsești câte vrei la piață, dar să știi că n-au dulceață. Au apă și coloranți, nu-s bune, dar le mâncați. Adunați-vă flăcăi de prin muși și de prin văi și strigați cu tăți, hei, mânați, hei! De ura, măi ura, dar ne-o frică consera. Pe la curtea dumneavoastră, departe de casa noastră. Și noi suntem ititei și ne mușcă câinii răi. Dacă azi ne-am întâlnit, trebuie să-i mulțumim conducerii locale, în frunte cu domn primar și consiliul local, pentru buna găzduire la această întâlnire. Oameni vrenici, nu șomeri, sunt domnii consilieri. Ei bugetul îl aprobă chiar de n-au tocănii jobă. Împreună toți lucrează și bine colaborează. Nu se ceartă în permanent cum fac alții în Parlament. Le dorim zile serine să poată să ducă bine. Să găsească peste ani înțelegere și bani. Banii n-aduc fericirea, dar liniștesc omenirea. La urechi cu zurcălăi, mânați plugul, măi, flăcăi! De noi de acum ne oprim și mult bine vă dorim. Mult bine și sănătate, Dumnezeu grijă vă poarte. Că nu duceți dor de bani la anul și la mulți ani. Mânați plugul, măi, flăcăi, să-ți audă mult și-n văi! Domn primar, noi am urat, dar colacul nu am luat. Colacul și băutură să plecăm din bătătură. Dar înainte de a pleca, eu vă mai urez ceva. La mulți ani și sănătate și aveți parte toate, toate. La mulți ani, Comuna Dofteana, la mulți ani, România! Trăiască plugușorul Cucuieț! Da. Bună ziua și bine ați venit. În data de 31 decembrie 2018, când mai aveam câteva ore până la cumpăra dintre ani, în momentul în care trecem pe anul 2019. Vă promit că la acel moment în care va fi multă lume, mulțime aici, în fața Casei de Cultură, cu permisiunea dumneavoastră, în calitate de reprezentant al comunității din Dofteana, am să vă vorbesc doar 5 minute, maximum 10 minute, să spun multe lucruri.
Din aceste motive, așteptăm pe toți acei care doresc astăzi să ne ure, doresc astăzi să vină cu cetele de urși, cu plugușor, cu mascați și tot ceea ce doresc dumnealor. Programul nostru începe de la ora 12, cum ați observat, cu plugușorul din satul Cucuieț, așa cum de fiecare dată dumnealor au fost primii pe scenă, urmat de dansul măștilor tot din satul Cucuieț, apoi ceata urșilor din Cucuieț la ora 13, la ora 1, după care urmează celelalte cete de urși care eu o să vă informez la momentul respectiv. Să menținem scena caldă, ca spectacolul să-și urmărească și să-și atingă ținta, țelul. Vom deschide pentru cei care vin o ceată de urători din satul Dofteana și îi rog frumos să poftească, iar jandarmeria să le permită să intre pe scenă, că începând cu anul acesta vom avea nu 3, nici 4, vom avea 5 cete de urși. Să facem de așa natură, să le facem loc pe scenă, spectacolul să-și atingă scopul și ținta lor, fiind un festival de datini și obiceiuri care, după cum vedeți, sunt mulți oameni în vârstă aici care nu știe nimeni de când datează. L-am întrebat pe tatăl meu, care are frumoasa vârstă pe data de 23 ianuarie de 90 de ani, de când persistă cetele de urși de la Dofteana. Răspunsul a fost așa: așa am prins și eu, mai băiete. Deci dacă tata are 90 de ani, asta înseamnă că noi, cei care astăzi sărbătorim 31 decembrie, un mare festival din Dofteana depășește de 200 de ani. Deci cei de la Dofteana care doriți să urcați cu urătorii pe scenă, vă rog să urcați. Nu știu dacă veți mai avea altă șansă că vor veni cetele de urși. Da, mulțumesc celor de la Cucuieț care au venit cu plugușorul, cu patru boi de fiecare dată. Vă mulțumesc foarte mult. L-am așteptat pe Nea Vasilie, a Solomie, toată lumea îi spune Iliescu, un om deosebit. Mă gândeam că poate anul ăsta nu mai vine, dar totuși cineva mi-a șoptit, Nea Vasilie va fi prezent pe scenă. Mulțumesc, Nea Vasilie, cu mare drag v-am așteptat. Cu mare drag v-am așteptat pe toți. Din partea Unității Administrative Teritoriale Dofteana, primiți o cupă, un premiu în bani, o diplomă, poftim, Nea Vasilie, premiu în bani, o cupă, un colac pentru continuitate și să vă așteptăm anul viitor la fel și o șampanie, dacă o împărțiți bine, câte 20 de grame ajunge la fiecare. Cu mare drag v-am așteptat, vă așteptăm și anul viitor la fel, să fim sănătoși. Da, vă mulțumesc!
bucuroși, bine v-am găsit sănătoși, cu această ursoaică mică, care nu știu că de frică, dar de frică va juca, dar Sfântul Nicolae e mâna mea. Șălălăi! Vine ursul de la munte, vine ursul de la munte, nu mă-ncoate și genunche, nu mă-ncoate și genunche. Șălălăi! Și se apropie de sat, și se apropie de sat, la neveste cu bărbat, la femei de măritat. Șălălăi! Cearta cu vecinele, cearta cu vecinele, le mâncată inimile, le mâncată inimile. Șălălăi! Cearta și cu gospodarii, cearta și cu gospodarii, le mâncai porii și caii, le mâncai porii și caii. Șălălăi! Harnică-i țiganca mea, harnică-i țiganca mea, harnică-i dracu soia, harnică-i dracu soia. Șelălăi, pusei oala să o lea, pusei oala să se lea. Și-o pusei de sâmbăta, s-o pusei de sâmbăta. Șelălăi, și-o pusei de sâmbăta, să o lea duminica. Duminica nu se lea, și-o lăsară pe lunea. Șelălăi, treci o boală de curcea, treci o boală de curcea. Și eu răsturna toala, și eu răsturna toala. Șelălăi, eu cu bățul după ea, eu cu bățul după ea. Nu mai răsturna oala, nu mai răsturna oala. Șelălăi, printre ițe și o spată, printre ițe și o spată. Treci o scroapă din șalată, treci o scroapă din șalată. Șelălăi, printre ițe și furcei, printre ițe și furcei. Treci o scroapă din furcei, treci o scroapă din furcei. Șelălăi, urs bătrân și javră mare, urs bătrân și javră mare. Scoală-te-n două picioare, scoală-te-n două picioare. Ei, să te vadă orșicare, să te vadă orșicare, orșicare, orșicine, că tu mă ascultă. Celălăi, nu mai ascultă tu zău, nu mai ascultă tu zău, că-ți-e frică de cearlă, că-ți-e frică de cearlă. Celălăi, că cearlă ui pironi, că cearlă ui pironi, pentru corpul tău gătini, pentru corpul tău gătini. Celălăi, și făcut de-un moș de-al meu, și făcut de-un moș de-al meu, măsura pe corpul tău, măsura pe corpul tău. Celălăi, și când a murit moșneagul, și când a murit moșneagul, ne-a lăsat mie toiatul, ne-a lăsat mie toiatul. Celălăi, și cu el să cârmuiesc, și cu el să cârmuiesc, între cele ți-ai pus dracii talpa în sus, nu-ți se frică nici de mine, nici de dracu, nici de urs.
vin cu urși de pe creastă. Ai de pe muntele Ușoru, mă-ntâlni cu urșișorul. Sus în deal, într-o cărare, doi puiu stăteau la soare. M-apropii încetişor, ca să iau un puișor. Îi luai ușor în brață, el mă zgârie pe față. Îl luai într-o hăinuță, l-am coborât la căsuță. Lângă pârâu uitorii, unde-mi cresc eu urșișorii. L-am crescut cu cașcaval, să-l aduc la festival. Ei, l-am dat carne fără os, să vă aduc cei mai frumos. Să crească mare până la anul, ăștia surcii lui Hanganu. Ca trecuta numai frate, dar ar Dumnezeu să dea
ce n-a fost pe aici așa. Sănătate și bucate, pe masă să aveți de toate. Sănătate și un spor, la mulți ani la tuturor. Și iar verde trei arțări, la anii și la mulți ani! Thank you.
de pe masă, rămâi gazdă sănătoasă. Mulțumim că ne-ați primit, mi-am luat șur și v-am poftit. La anul și la mulți ani, trăiască ceata Cucuiețului! Trăiască domnul primar! Trăiască domnul profesor Gâtu! Îl poftim pe domnul primar la microfon. Da. Bună ziua și bine ați venit la marele festival de datin și obiceiuri din localitatea noastră. Spun un bun venit atât cetățenilor din localitatea Dofteana, cât și celorlalți care au venit din localitățile limitrofei comunei Dofteana. Spun un bun venit și celor care astăzi, din motive subiective sau obiective, se află în afara granițelor țării. Spun un bun venit și celor care, din motive bine întemeiate, nu au putut să se deplaseze astăzi. Doamne ferește, poate au grad de handicap sau alte probleme de rezolvat la casele dumnealor. Stimați cetățeni ai comunei Dofteana și nu numai. Astăzi, data de 31 decembrie 2018, moment în care mai avem câteva ore până la cum, până dintre ani, eu, în calitate de reprezentant al comunității, mi-am dorit să vă vorbesc la o oră de vârf, moment în care multă, multă lume au venit astăzi să vizualizeze datini și obiceiuri care la noi, în localitatea noastră, se practică de foarte mulți ani, încât au depășit 200 de ani de când noi ne facem la urși, de când noi facem cete de urși, toboșări, irozi și urători, cum le spunem noi, mascați. Mă bucur să vă văd în număr atât de mare astăzi, aici, în fața noastră, pentru că acești ce-i vedeți pe scenă, ceata din satul Cucuieț, comuna Dofteana, județul Bacău, este o ceată de urși care a fost și este formată de Titi Hanganu. Titi Hanganu a venit mai înainte la mine, m-a salutat, ne-am pupat împreună, cum se spune la noi și spunem la mulți ani. El a spus: domnul primar, asta știu, asta fac. Felicitări familiei Hanganu, formată din soț, soție și copil, care astăzi sunt prezent aici pe scenă. Spunea iarăși cineva, acel ce este domnul Camară și comandă, care o comandă foarte bună și frumoasă, foie verde și olalea, asta e averea mea. Același lucru îl confirm și eu în calitate de reprezentant al comunității, pentru că eu cândva, cu mulți ani în urmă, eram într-o ceată de urși și nu am mai puțin decât 30 de ani m-am făcut la urs. Aș putea să spun și eu, asta este averea mea, pentru că eu fac parte din partidul cetățenilor din comuna Dofteana. Continuu să vă spun următorul aspect. Domnilor și domnilor, încă o dată repet și vă spun bun venit. Astăzi fiecare dintre noi, cu mâna pe inimă, spunem așa: din ce motive nu sunt cei dragi alături de noi? Adică cei care se află în afara granițelor țării. Știu că se te transmite live astăzi și dumnealor au solicitat în mod obișnuit și respectos să vizualizeze live aceste datini de anul nou, care noi le spunem celor din afara granițelor: de Crăciun și anul nou acasă, de Crăciun și anul nou în familie. Iată că cei care astăzi nu au putut să vină din motivele dumnealor bine întemeiate, pentru că au locuri de muncă acolo, pentru că dumnealor muncesc, plătesc impozite și taxe în statele acolo unde lucrează, plătesc impozite și taxe și aici în țară. Și pentru aceasta, atât dumnealor, cât și dumneavoastră, în calitate de edil, de primar al localității care dumneavoastră m-ați votat, am tot dreptul să-mi plec capul în fața dumnealor.
Cu tot respectul, i-aș fi așteptat și așteptăm atât anul acesta, cât și anul viitor să vină, pentru că acasă, în familie, este cel mai bine. Aș vrea să vă informez că după ce va încheia ritualul celor de la Cucuieți, care au jucat extraordinar de frumos, vă informez că eu, conducând administrația publică din Dofteana, împreună cu Consiliul Local Dofteana, care am un respect deosebit, împreună cu aparatul de specialitate al primarului și toți funcționarii din Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteana, ne dedicăm și lucrăm în interesul cetățeanului. Pentru dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți acele persoane care plătiți impozite și taxe la Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteana și dumneavoastră sunteți acele persoane care sunteți stăpânul nostru, care sunteți acei ce vă achitați sumele la timp și la momentul respectiv, ca noi, cei din administrația publică locală, să putem să ne primim salariile, să lucrăm în folosul comunității și să accesăm fonduri europene, guvernamentale și bugetare. Noi, cei din administrația locală, am pus la dispoziția celor care conduc cetele de urși să meargă în țară, să promovăm datini și obiceiuri și aș dori să vă specific exact locurile unde a fost. Cucuiețul a fost la Consiliul Județean Vaslui, care au fost invitate președintele Consiliului Județean Vaslui. Au fost la Prefectura Județului Bacău, la Consiliul Județean Bacău, la Primăria Orașului Comănești, la Primăria Orașului Moinești, la primăria din comuna Sânduleni, la primăria din comuna Scorțeni, la primăria din comuna Borlești din județul Neamț, la primăria din comuna Oituz și nu numai. În afară de persoanele fizice sau juridice care au încercat și i-au luat la casele dumnealor, unele au oferit un premiu în bani, un păhărus cu vin și multă voie bună. Asta ce denotă? Că noi din administrația publică locală, cu sprijinul dumneavoastră, cei care vă aflați în mulțime, cu cei care se află aici pe scenă, ne zbatem să nu pierdem aceste datini și obiceiuri, care ele sunt la înălțime și sunt foarte, foarte importante. Ne zbatem de așa natură să-i sprijinim material și financiar, ca dumnealor să ajungă pe toate scenele, nu numai din Moldova, nu numai din București, ci din întreaga țară sau din întreaga Europa, pentru că dumnealor merită. Felicit pe toți acei care se implică, fie cetățeni cu persoane fizice, juridice, cei care sunt copii, care sunt minori, cei care sunt majori și au familie acasă și investesc sume de bani de așa natură să pună în practică și să promoveze datini și obiceiuri de anul nou și de Crăciun. Nu în încheiere, încă o dată repet, vă spun un bun venit aici în fața noastră. Urmează un dans al mascaților din satul Cucuieți, cei care obișnuiesc măști frumoase, deosebite, care sunt reprezentanți de doamna Sorina Gâtu și domnul profesor Vasile Gâtu. Apoi urmează mascații, urătorii din satul Cucuieți și așteptăm cu mare drag ceata urșilor din satul Bogata. Nu, iertați-mă, din satul Seaca. Bine ar fi să fie și din Bogata. Anul acesta, în premieră, avem 5 cete de urși. Cu ani în urmă aveam 4 sau 3. Dar anul acesta avem 5. Pentru a face 7 mai durează, pentru că avem 7 sate în localitatea noastră și aș dori să avem 7 cete de urși. Putem să-i subvenționăm pe toți și să-i sprijinim. În încheiere, vreau să vă informez că caseta care astăzi este înregistrată cu tot ceea ce se întâmplă în localitatea noastră cu privire la datini și obiceiuri de anul nou, va fi vizualizată pe data de 1 ianuarie 2019 la orele 17 pe cele două posturi de televiziune, Acta TV și Acum TV,
Iar cei care astăzi, din motive bine întemeiate, nu s-au putut deplasa, pot să vizualizeze împreună cu noi. Vreau să vă informez că în această noapte, la orele 0, la orele 24, așa cum o facem de 11 ani, vă așteptăm în piațeta din fața Unității Administrativ-Teritoriale Dofteana cu toții să asistăm la un frumos foc de artificii. Un frumos foc de artificii care va fi tras din spatele Casei de Cultură și avem avizul favorabil al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Bacău. Vreau să mulțumesc în încheiere tuturor celor care astăzi sunt alături de noi și ne asigură ordinea și disciplina pentru ca noi să fim în bună siguranță. Aș începe cu Jandarmeria Română, care sunt sub comanda Brigăzii de Jandarmerie a județului Bacău, sunt prezenți de noi, la noi. Le mulțumesc nespus de mult. Doresc să mulțumesc Poliției Municipiului Onești, care a trimis un număr destul de mare de lucrători aici la noi, dar nu în ultimul rând, Poliției Locale din Dofteana, care este condusă de agent șef de Poliție Locală, Sorin Dumitrache. Încă o dată, repet și vă doresc tuturor, ca la sfârșitul acestui an, să uităm de toate. Vă doresc să aveți parte de multă sănătate, căldură, lumină sufletească în casele dumneavoastră, însoțite de tradiționalul la mulți ani. Șeful cetei de ursi de Hanganu să vină alături de mine, să vină alături de mine toate cele trei doamne care au jucat peile de urs. Îmi doresc să fac o poză cu dumnealor. Vă rog, cele trei sau patru doamne care au jucat peile de urs să vină aici alături de mine, însoțite de șeful cetei de urs, dar bineînțeles, doamnele, vreau să fie chiar alături de mine. Așa, poftiți doamnelor. În afara faptului că joacă o blană de urs, sunt și niște doamne frumoase. Știți dumneavoastră, întotdeauna trebuie să joci blana naturală, pentru că blana naturală este cea mai căutată. Blana naturală este blana veritabilă, căutată de toți. La mulți ani, Dofteana! La mulți ani, România! La mulți ani, români! Și încă o dată, la mulți ani tuturor! Vă mulțumesc!
și gâsar, ce fain într-o sal. Avea de-a cu două roate și năca cu reclade. Avem târi, avem țata, s-a dus cu rumeata. Mi-a plăcut crâșma și țuica, ce-am întrat din coadă mâța. Ușurile ce nu mai I'm gonna make you mine.
din Trotușene, din comuna Dofteana, v-a prezentat în minutele anterioare dansul măștilor în următoarea componență: familia Barabașa, Ionela, Ionuț și fiul lor cel mare Cătălin din Hăgheac, familia Bindileu, Ana și Liviu din Dofteana, familiile Titi și Anca Merchez și domnișoara Florina Bucur. Ei urmează să evolueze la ceata din Larga, din Cucuieți, familiile Lenuța și Viorel Melinte, Raluca și Cristi Luca împreună cu domnișoara Simona Luca. Și nu în ultimul rând, designerul măștilor noastre, Aliona Vacari. Vă dorim tuturor la mulți ani, un an plin de bucurii și realizări. Mulțumim celor care ne-au sprijinit anul acesta activitatea: Consiliul Local Dofteana, Consiliul Local Județean, Consiliul Județean Bacău, care a avut încredere în noi și ne-a desemnat pe noi, membrii ansamblului dat dintr-o Dușene, împreună cu ceata de urși din Cucuieți, să reprezentăm județul Bacău la gala festivalului folclorului din zona nord-est a României, care s-a desfășurat la Iași în data de 12 decembrie la Palatul Culturii. Ne bucurăm că noi, cei din Dofteana, reprezentăm cu cinste folclorul și nu o să vă dezamăgim niciodată. Oficialităților Comunei Dofteana, în frunte cu domnul primar, cu doamna viceprimar și toți cei care conduc comuna, vă dorim un an cu sănătate, cu bucurii, cu împliniri, cu multă înțelepciune și inimă bună pentru a duce la bun sfârșit tot ceea ce vă propuneți în anul următor. La mulți ani tuturor! La fel și eu, în calitate de reprezentant al comunității, împreună cu doamna viceprimar Dana Camară, le mulțumim celor ce conduc acest ansamblu dat în Trotușene și împreună cu Consiliul Local am avut grija să dotăm acest ansamblu cu aceste costume populare de tradiție românești, care dumnealor nu numai la Dofteana și-au făcut apariția și pe multe scene, nu numai din Moldova și din alte locuri, acolo unde au fost solicitați, primiți și sprijiniți. Mulțumesc încă o dată celor care au organizat, familia Vasile și Sorina Gâtu. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat pentru că acest ansamblu să poată să fie la înălțime, să funcționeze, cum i-ați văzut pe scena din localitatea noastră, moment în care împreună cu toții am sărbătorit 582 de ani de la prima atestare documentară a primăriei Dofteana. Știm cu toții că în anii 1436 Comuna Dofteana a luat ființă pentru prima dată. Încă o dată vă mulțumesc cu tot respectul și vă așteptăm și cu altă ocazie. Felicitări pentru tot ceea ce faceți, așa cum și până în prezent v-am fost alături, vă promitem și în continuare vom fi. Vă mulțumim! Din partea noastră, a Unității Administrative Teritoriale, nu numai pentru prima dată, căci dumnealor au evoluat pe această scenă, pentru prima dată, prezentând un dans al măștilor care se practică și s-au practicat dintotdeauna. Noi oferim un premiu în bani, oferim un colac, oferim o șampanie și o diplomă. Dar aș vrea să revin, căci în discursul meu pe care l-am ținut la început, spuneam că și fiecare dintre toți va primi un premiu în bani. Și nu numai. Am fost criticat, cum știți dumneavoastră, fiecare care conduce trebuie să mai și greșească sau știu eu trebuie să fie și criticat. Mi-asum întreaga responsabilitate pentru ceea ce spun alții, poate din motive obiective sau subiective, nu au înțeles pe deplin, căci le-am solicitat celor care conduc cetele de mascați, de urși, de toboșeri și de erozi, să se prezinte
cu copia buletinului de identitate, pentru că astăzi s-a încheiat un ștat de plată în care trebuie să semnezi pentru sumele de bani, pentru că acele sume de bani, la rândul lor, vor fi impozitate, pentru că așa prevede legea. Legea nu este făcută de mine, nici de dumneavoastră, dar toți avem obligația să o și respectăm. Da, încă o dată repet, vor primi o sumă de bani, un premiu, o diplomă. Scuzați-mă, doamnă, vă rog să mă iertați. O cupă, un colac și o șampanie și v-am așteptat cu mare drag. Dumnealor au fost programați să deschidă această ediție de astăzi. Dar dumnealor au fost invitați, din câte am înțeles de dimineață, și la Unitatea Administrativ-Teritorială Târgu Ogna, cu întârziere, dar dumnealor s-au prezentat. Vor urma ceata de urători din satul Cucuieți. Vă mulțumesc! Dumneavoastră când mai dați? Că avem cămin cultural la standard european. La înălțime toți să fiți, să nu ne dezamăgiți. La urei cu zurgălări, mâna-ți roata, măi flăcoși și frumoși! Aho, aho, copii și frați! Știm că sunteți disperați, bugetar nemulțumiți și privați cam prost plătiți. Dați toți mâna mic cu mare ca să spunem o urare. Mâna nu se năiește, criza nu se potolește. Conturile sunt cam goale și frigurile de târcoale. Scribuliți și înghețați, hai păioților mânați! Și ascultați urarea noastră, urare de la cucuiețeni pentru dragi consilieri. În anul ce a trecut, fonduri multe ați obținut. Pentru apă și asfalt, avem și eoliene în sat. Se produc curând cu carul, de se bucură primarul. La urei cu zurgălei, mână-ți roata, măi plăcăi! Sursă de energie. Școlile sunt arătoase cu termopane frumoase. Au copii cald în clase, grădinițele zbengoase, iar parcurile luminoase. Când mergeți voi pe stradă, multă lume vă înconjoară, se vă sun la inimioară. Să-i duceți la ministere să se întoarcă cu lovele, cu proiecte aprobate pentru a lor comunitate. La urei cu zurgălei, mâna-ți roată, mă plăcați! V-ați bătut cât ați putut pe primar l-a susținut. În studii și în proiecte
și în alte documente. Sărfarul meu ajutat este Dan cel deputat, care s-a zbătut, măi frate, să se aprobe toată toate. S-a zbătut pe la guvern pentru bani europeni, cu proiecte mari frățioare pentru a noastră bunăstare. La urechi cu zurgăloi, în azi roastă, măi frățioare! Să-l dea jos pe Ma Vasile, să fiu băiat isteț, să conducă un județ. Roata mai mult noastră că... Și la anul care vine să ne auzim de bine. Va fi an electoral să mergem și noi la mari. Va fi anul cu șosele, cu găleți și cu umbrele, cu fazele și cârnați, să aveți grijă cum votați. La urechi cu zurgăloi, bună ziua, domnule! Dacă sunt urători și gălăgioși, nu? Cred că sunt lucru bun. Da, dacă încerci să mă bați cu steagul României, să știi că n-am să mă supăr niciodată. Deci, doamnelor și domnilor, dumnealor sunt urătorii din satul Cucuieți. Astă dimineață, la orele 10, au venit cu copia buletinilor, cum vă spuneam eu, și spuneau așa, domnule, noi venim mulți, frumoși și vom ura conform tatinilor și obiceiilor pe care noi le practicăm de mulți ani, nu? Eu le-am spus doar atât un singur lucru. Știu că dumneavoastră veniți, ne urați, ne onorați. Eu vă primesc cu mare onoare, cu mare plăcere și cu mare drag. Văd că ați venit mulți. Eu v-am făcut loc mai înainte, dar dacă ați venit acum, sunteți bine primiți. Urmează după dumnealor, după ce o să-i premiez și pe ei, urmează ceata din Dofteana, care o să vă dau multe explicații la momentul respectiv. Chiar dacă observați dumneavoastră, scena nu rămâne rece, ci ea va fi caldă și întreținută numai de datini și obiceiuri. În aceste condiții, vă rog frumos să veniți cu colacul, pe care le-l dau cu mare drag celor care conduce ceata de urători. Așa? Uite, băiatul care a venit cu buletinul, șampania Gheorghiță. Așa, altceva, premium bani, băieți, vă doresc să aveți parte de multă sănătate, vă aștept cu mare drag și în alți ani, așa, știți, la Cucuieți e o vorbă, în anii 1854, moment în care hotarul, în care desparte Larga, Dofteana, Cucuiețul, la un loc unde se spune Dohotare, acolo pe dealul Codrului, ei au mers cu un băț și cu un lemn mare și au spus aici e hotarul, iar cei de la Vâlcele, cei de la Larga sau alții au spus băi, aici sunt călăcustele, au venit cu mic, cu mare. Într-adevăr, azi ați venit călăcustele, ați venit cu mare. La mulți ani, la mulți ani, băieți, vă aștept și cu altă ocazie. La mulți ani să trăiți. Deci după ce coboară dumnealor, urmează ceata Dofteana.
mare. La firicel de iarbă verde! Păi doar unii bine te vede! Păi șamiză de trei alune! Dă-mea la o parte lume! S-am adus sălbătăciune! De la muntele cel mare! Unde e bradul în cărare? Bucuroși, nebucuroși, bine v-am găsit sănătoși. Păi că am venit cu această ursoaică mică, pe care nu știe să joace de frică. Păi dar de frică a juca, că-l vede pe Sfântul Neculai în mâna mea. Hălălăi! Vezi acesta pui de urs, vezi acesta pui de urs. Din pădure l-am adus, din pădure l-am adus. Hălălăi! Și l-am adus pe picioare, și l-am adus pe picioare, la Sfântă Maria Mare, la Sfântă Maria Mare. Hei, nu era chip de lăsat, nu era chip de lăsat, că-și venea la fete în sat, că-și venea la fete în sat. Hei, sfata cu vecinele, sfata cu vecinele, ne mâncai găinile, ne mâncai găinile. Hei, sfada și cu gospodarii, sfada și cu gospodarii, ne mâncau boii și cai, ne mâncau boii și cai. Hei, m-a ajuns un dor de acasă, m-a ajuns un dor de acasă, cam o țigancă frumoasă, cam o țigancă frumoasă. Hălălăi, de frumoasă nu-i urâtă, de frumoasă nu-i urâtă, dar are ram până la burtă, tocmai unde pielea ruptă. Hălălăi, și-are un nume minunat, și-are un nume minunat, o cheamă Arif Tansat, o cheamă Arif Tansat. Hălălăi, când puse piciorul în prag, când puse piciorul în prag, Arifta sare din pat, Arifta sare din pat. Hălălăi! Și strigă în gura mare, și strigă în gura mare, arde-te-ar focul țigane, arde-te-ar focul țigane. Hălălăi! Unde-s paralele tale, unde-s paralele tale, ca să iau în casă sare și la danciu de mâncare. Hălălăi! Tu paralelele bei, tu paralelele bei, și te arzi cu cine vrei, și te arzi cu cine vrei. Hălălăi, tu n-ai grijă nici de mine, nici de case, nici de urs, și-ai pus hai tâtalpa-n sus.
și noi. Păi unu-i negru, unu-i sud, păi unu-i o bătu din drum, păi arima mă dau în ferii, păi și amândouă trezii ferii, păi una fată la ispas, păi când îi la filima gras, pe când-i la chilii mai bun, păi voi verdi sunt preunte, pe pute ursule genunche, păi și te joacă măruțe, păi ca aița după miel, păi și te joacă apesar, păi cum se joacă la banan, păi foaii verdi de cicoare, păi să-ntă ursule picioare, păi și te rugă zucăleu, păi la pământ și la ceareu, păi să te vadă lumea bine, păi că tu mă ascult pe mine, păi nu mă ascult totul zeu, păi că ți-e teamă de ceareu, păi că ceareu-n bine.
eu ție. Păi mă gândi aseară tare ca să plec la vânătoare. Păi îmi luai pușca și plecai pe poteca către plai. Păi aștept în fiara flămândă, mă pus ei să stau la pândă. Păi cu stăteam în taina mare, zărești ceva încă tare. Păi o ursoaică cu doi pui, rupeau coaja bradului. Păi porniră pe drum la vale, le iau urma pe cărare. Păi vânesc până la bârloc, cu gândul ca să-i omor. Păi și-am zis verde șolalea, păi ăsta-i urs din Dofteana! Păi dar ar Dumnezeu să dea ce n-a fost pe aici așa. Păi sănătate și bucate, pe masă să aveți de toate. Păi sănătate și mult spor, la mulți ani la tuturor. Păi și-am zis verde trei arțări, la nu și la mulți ani. Dacă, bravo, dacă ar fi nevoie să dăm un premiu, eu nu pot și dumneavoastră trebuie să hotărâți. Exact ca acolo la ProTV când spune, știți dumneavoastră, dumneavoastră hotărâți, dumneavoastră votați la cei care iubesc Dofteana, cu adevărat pot să dea un premiu la cei care sunt buni, sunt performanți, sunt și depun eforturi pentru ca dumnealor să ajungă pe scenă în asemenea formație, așa cum vedeți, la fel cum au fost și ceilalți dinaintea dumnealor. Stimați cetățeni ai Comunei Dofteana, aș putea să profit de ocazia faptului că e o oră de vârf
când dumneavoastră sunteți în număr, spun eu, atât de mare. Vreau să repet și să mă înțelegeți toți cei care sunteți aici și cei care mă ascultați. Căci în această noapte, la orele 0, vă așteptăm cu mare drag la un frumos foc de artificii care va fi tras din spatele casei de cultură a primăriei Dofteana. Pentru fiecare dintre dumneavoastră am pregătit cu grija funcționarilor din Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteana câte un păhăruț de șampanie și avem în surpriză un artist din zonă localnic, talent local, dar care s-a remarcat de-a lungul timpului și în alte zone din Moldova. Începând cu orele 23, vom avea o artistă care ne va întreține până la orele 24, unde va fi un băhărus cu șampanie, un pahar de vin, o muzică destul de frumoasă și multă voie bună în fața piațetei din Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteană. Revin a vă spune căci acești minunați artiști, aș putea să vă spun, aparțin de ceata din Dofteana, pentru că Dofteana are cele 7 sate, începând cu cei de dincolo de Trotuș. Vă mulțumim atât eu cât și cei care sunt prezenți pentru aplauzele pe care le acordați. Încep și revin încă o dată spunându-vă că dincolo Trotuș și începem cu cele 2 sate, Larga, Cucuieți, Bogata, Dofteana, Seaca, Hădeac și Ștefan Vodă, care toți formează cele 12.000 de locuitori ai comunei Dofteana. Pentru prima dată, satul Dofteana a făcut ceată. Din cele 7 sate, avem 5 care au ceată de urși, începând cu anul acesta. Așteptăm și anul viitor să se implice, care ar trebui să se implice, să avem 7 sate, 7 cete. Vă spuneam în discursul meu și aș vrea să mă înțelegeți cu tot respectul, căci acești artiști de pe scenă s-au format de-a lungul timpului și dumnealor au scos din zestrea lăsată de înaintașii noștri aceste blănuri de urși, aceste costumații pe care le vedeți, cum le-ați văzut și la celelalte cete, și au venit să prezinte dateni și obiceiuri de anul nou în fața dumneavoastră. Această ceată Dofteana, care a fost formată de către Iulian Potoc, și rog să se prezinte alături de mine, lucrător la unitatea militară care stă la baza pregătirii sub ofițerilor de penitenciar din orașul Târgu Ocna, împreună cu alți prieteni colegi de aici, din Dofteana, a format ceea ce vedeți dumneavoastră. Prin grija unităților administrativ-teritoriale care le-a pus la dispoziție mijloacele de transport, Iulian s-a prezentat la Consiliul Județean Botoșani împreună cu prietenul dumnealui Ionuț Mihai, care moștenește de la tatăl dumnealui formarea cetelor de urși, s-au prezentat, nu contează dacă au primit sau nu au primit un premiu în bani, l-au primit chiar dacă n-a fost pe măsura așteptărilor și, într-un cuvânt, am primit un simplu telefon de acolo, de la o doamnă pe care nu o cunosc și a spus: domnule primar, ceata dumneavoastră a fost la înălțime și a reprezentat Moldova. Din aceste cuvinte, cred că dumneavoastră ați înțeles și v-aș ruga să merite aplauzele noastre. Domnilor și domnilor, vedeți dumneavoastră ce înseamnă militaria pentru cei care au făcut armată și pentru cei care au ce învăța de la cei care au făcut armată. S-au prezentat la timp. S-au prezentat și din aceste motive am ieșit în fața lor cu mare drag și am invitat pe scenă, și să știți că am tot dreptul să mă plec în fața lor pentru că merită. S-au prezentat, iar în urma dumneavoastră, vedeți dumneavoastră,
ceata urșilor din satul Seaca, condusă de consilierul Dădus Bertalan și de familia Hege și Ștefan împreună cu fiul dumnealui. Iar și acești băieți colegi de-ai noștri, prieteni din sat, au venit sub îndrumarea celor doi, Iulian și băiatul lui Mihai Viorel Ionică, cu sprijinul consilierului local Gheorghiță Boboc. Mai înainte a fost ceata urșilor din satul Cucuieți, care au fost sprijiniți și condus până aici de consilier Ion Clopotaru, Vasile Odhoze, Gheorghiță Spoială, Nicușor Camară, pentru care am tot respectul și îi felicit pentru faptul că ei, împreună cu cei care condus cetele de urși, îi depun mari eforturi pentru ca acești tovarăși să fie prezenți pe scenă. Mi-am permis să vorbesc, mi-am permis și îmi permit, pentru că eu, împreună cu Consiliul Local, acordăm mare grijă celor care obișnuiesc și vin astăzi, data de 31 în fiecare an, în fața noastră. Îi felicit, le dau o diplomă, iar să înțelegeți că ieri Iulian Potoc, împreună cu toți cei care vedeți, cei care au fost de la Cucuieți, Seaca, Dofteana, Hăgheacu, au format o mare ceată în care ne-am prezentat la primăria orașului Comărești cu 63 de piei de urs, iar împreună cu toboșare și irozi am depășit 200. Motiv pentru care dumnealor sau datorită dumnealor toți am fost invitat la microfon și am vorbit câteva minute pentru cei care au fost prezenți, pentru cei care sunt localnici ai orașului Comărești, pentru cei din afara granițelor țării și pentru cei care obișnuiesc și le plac datin și obiceiuri de anul nou. În încheiere, vă mulțumesc din tot respectul meu pentru organizare. Ați observat? S-a schimbat ceva. Iulian Potoc a venit și cu un fluier. A venit și cu un băiat care comandă foarte bine la cetele de urs pe care îl și cunosc și pentru asta le mulțumesc. Nu faptul că au venit și nu numai că au venit, s-a schimbat Dofteana și pentru asta merită o aplauze și spun un singur lucru. La mulți ani, Dofteana! Ofer un premiu în bani, cum vă spuneam. Peste tot pe unde a fost au primit un bănuț, toate cetele de urși și le ofer și eu astăzi. Un premiu destul de consistent și mulțumesc tuturor celor care dau aprobarea din Consiliul Local. Mulțumesc tuturor consilierilor, indiferent de coloratura dumnealor politică, pentru că au înțeles că fără datin și obiceiuri nu poate să treacă cumpăna printre ani, nu poate să treacă anul nou, pentru că nu înseamnă nașterea Domnului numai luminițe, numai focuri de artificii, numai urături și colindători. Ce singurul lucru important este, iertați-mă, urșii din comuna Dofteana. Poftim, Iulian! Diploma pe care vă ofer și te felicit, Iulian, pe tine și pe Ionică și toți cei care sunteți prezenți. O cupă pe care o meritați pe deplin. Un colac și o șampanie din partea Unității Administrativ-Teritoriale al Dofteana. Dumnealor n-au venit pentru bani, n-au venit pentru șampanie, nici pentru cupă și nici pentru diplomă, ci au venit să reprezinte și să moștenească cei care au fost înaintea noastră și care au condus Dofteana cândva și cei care sunt născuți, crescuți, botezați, cununați în Dofteana. La mulți ani, Dofteana, și vă mulțumesc! Păi rămâi ca să stă înătoase! Păi și la aia
și peste plan. Păi voi, doamne, ce seamă fac? Pe urșii mei sau de ochiar? Pe oameni buni cu paspenei? Păi ca și urșii mititei? Păi și usoi ca cea mai mare? Păi ce vă facă o jucare? Păi jucarea este frumoasă? Păi ce vă scoate toți din casă? Păi și la anul când venim? Păi să ne toți să vă găsim? Respectoți, numai un pic, băieții cu dobine. Vă rog foarte mult, a venit și ceata seaca, inclusiv ceata larga, important este un singur lucru, să avem spectacol, deci să avem audiență maximă. Rog pe acești urători care vă aflați pe scenă să căutați de așa natură să încheiați mai repejor, pentru că două cete de urși care vor să le vadă câteva mii de oameni. Vă rog foarte mult. Luați microfonul de la... Frunzuliță Firmăiar, bună seara, gospodari, gospodari și gospodine și voi, tinere copile! Sculați frumușel din pat, că nici bine n-ați serat, noi cu plugul ne-am luat! Plugul nostru democrat, care are automat 10 hectare am arat! Și când ne v-am semănat să facem la domnișoare pantaloni, bluze, majoane, prima rată băioane? Hăi! Mătușică, mătușică, am auzit că ai o fată frumușică, frumușică, ado, da! Mine, că tare o va duce bine. Cu fasole și cu mac și cu pumne după cap, că am bătut-o într-o seară de urla ca trenul în gară. Roată, măi! De urată, mai urată, ne frică consera. Noi nu suntem de aici colea, suntem de la Buda veche, unde muța linge streche și botanul bate cu ciocanul să câștige gologanul. La anul și la mulți ani! Hai! La mulți ani cu se- și la mulți ani, băieți, să trăiți și voi. Numai un pic fac o paranteză. Vă rog foarte mult, cel care scrie celula 4, vă rog să rămâneți pe loc. Dumneavoastră vă mulțumesc foarte mult. Veți primi un premiu în bani și tot ceea ce
dațele dumneavoastră. Rog să urce pe scenă ceata urșilor din satul Seaca, iar larga să înainteze între cele două garduri și după aia urmează celula 4 de mascați. Vă rog foarte mult! Deci la... Ei, coboară încetișor! Iau cu ei și un puișor și foilițe voi mărunte. Pe vincuri și de la munte, pe numai coate și genunche, pe și se apropie de sac. Păi că la munte a înghețat, păi frunzuliță trei alune, păi dă-te la o parte lume, păi că mă aduc sălbătăciune, păi de la muntele cel mare. Păi de la ochi, de la sprâncene, păi de la buze subțirele, păi de la ghituri cu mărgele și pe valea trotușului, păi o fata tursoai ca pui. Iar vele de nemărar? Păi bate doma domoșa! Păi ăsta-i Lili Dalion! Păi mai dă-i un atracol! Păi atracolul metilor! Păi dragostea ne păi de la oi, de la sprincene, păi de la buze subțirele, păi de la ghituri cu mărgele, păi uite așa cum îi vedeți, păi am găsit mânc în bure, păi am crescut cu cașcava, și la festival, păi le-am dat carne fără os,
Păi bună ziua, bună ziua, bucuroși, nebucuroși, bine v-am găsit sănătoși, că am venit cu această ursoaică mică, care nu știe să joace de frică, dar de frică va juca că-l vede pe Sfântul Neculai în mâna mea. Hălălăi! Vezi acesta pui de urs, vezi acesta pui de urs, din pădure l-am adus, din pădure l-am adus. Și l-am adus pe picioare, și l-am adus pe picioare, la Sfântă Măria Mare, la Sfântă Măria Mare. Hai, nu era chip de lăsat, nu era chip de lăsat, că-și venea la fete în sat, că-și venea la fete în sat. Hai, spada cu vecinele, spada cu vecinele, le mâncai găinile, le mâncau găinile. Hai, spada și cu gospodarii, spada și cu gospodarii, le mâncau boii și cai, le mâncau boii și cai. Hai, m-a ajuns, sunt doar de acasă, m-a ajuns, sunt doar de acasă, am o țigancă frumoasă, am o țigancă frumoasă. Hai, de frumoasă nu-i urâtă, de frumoasă nu-i urâtă, dar are rapă la burtă, tocmai unde pielea ruptă. Hai, și-are un nume minunat, și-are un nume minunat, o cheamă Arif Dansat, o cheamă Arif Dansat. Hai, când puse piciorul în prag, când puse piciorul în prag, Aripta sare din pat, Aripta sare din pat. Hai, și strigă în gura mare, și strigă în gura mare, arde-te-ar focu țigane, arde-te-ar focu țigane. Hai, une-ți paralele tale, une-ți paralele tale, ca să iau în casă sare și la danciu de mâncare. Hrălăi, tu paralelele bei, tu paralelele bei, și te arzi cu cine vrei, și te arzi cu cine vrei. Hrălăi, tu n-ai grijă nici de mine, nici de casă, nici de urs, te-ai pus hai cât alba sus. Hey, no, Pepper, she don't turn it up.
ce te-ai făcut rău de tău? Păi și ți-am pus veriga în bol. Păi mulțumim, gazdă frumoasă, de tot ce ne-ați pus pe masă. Păi mulțumim de ce ne-ați dat. Păi mi-am luat tur și și-am plecat. Păi ușii mei din Pirinei. Păi fac doar 25 de lei. Păi și ursoi pe 10 bani. Păi la anul și la mulți ani. Păi și la anul când venim. Păi sărătoși
Pe această cale mulțumim domnului primar, care ne-a primit cu atâta căldură și ospitalitate, și nu în ultimul rând organizatorilor noștri, Talan și domnului Ionuț Hegeși. Vă mulțumim! Care și ieri a comandat toată ceata din Dofteana, acolo unde ne-am prezentat în număr atât de mare, cu 63 de urși, iroz, doboșari și ursari, în care am depășit 200. Ceata largă a fost prezent la comuna Borlești în județul Neamț. În condițiile în care nu ar fi fost prezenți acolo, noi ne-ar fi prezentat la Comănești cu peste 300 de urși, ursari, iroz și doboșari. Domnilor și domnilor, așa cum îi vedeți, cred că este al treilea an care au fost formați cei din satul Seaca. Sunt directa îndrumare a lui Ionuț Hegeși și a consilierului meu de 11 ani, Dădus Bertalan. Numai dintr-un sătuc de 450 de locuitori a ieșit ceea ce vedeți dumneavoastră. Oameni inimoși, oameni care într-adevăr doresc să moștenească și să practice datin și obiceiuri de anul nou și de Crăciun, oameni care o parte dintre ei sunt veniți inclusiv din afara granițelor țării, care în inima lor bate o inimă de doftenean. Mă uitam și am făcut așa un calcul la toate blănurile de urși. În afara faptului că sunt primar ales de dumneavoastră, am și o experiență în ceea ce se numește un hobby vânător. Am pus mâna pe câteva piei, dar asta nu este, câteva dintre ele. Dar ei nu sunt aici, ei au plecat, mă înțelegeți? Și nici eu nu sunt vinovat, chiar dacă sunt vânător. În comuna Sânduleni, în zona Helegiu, ați văzut mulți urși, au mers, au mâncat porci din coteț, oile, caprele, oamenilor, dar acum, în prag de anul nou, nu mai mâncat niciunul, că nu-l mai găsești, nu știu, n-au plecat. Înțelegeți? Pe la Dofteana nu vin. Nu ne place, probabil, în zona asta, de la noi. Motivul nu știu, cred că dumneavoastră știți mai bine ca mine. Repet și nu mă îndepart de la subiect. Spunându-vă faptul că urmează în continuare ceata urșilor din satul Larga, să nu credeți că îmi bate mai mult inima decât ceilalți, pentru că eu acolo am mers vreo 30 de ani cu ei. La fel, îi respect la adevărata valoare, așa cum sunt și ceilalți care au participat astăzi și au jucat pe această scenă. Apoi voi primi pe toți cei care doresc să ne ure cu mască pe figură și fără mască și să ure ce dorește dumnealor, pentru că astăzi e data de 31 decembrie 2018 și mai avem câteva ore la cumpăna dintre ani. Iertați-mă, dintre ani. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că în această noapte, la orele 24, la orele 0, vă aștept pe toți să vă prezentați în fața piațetei din primăria Dofteana, acolo unde avem pentru fiecare pregătit către un păhăruț de șampanie, prin grija consilierilor și a funcționarilor publici din Dofteana, vă putem servi cu un paharel de șampanie, asistăm cu toții la un frumos foc de artificii care se va trage prin avizul favorabil dat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență a județului Bacău. Deci vom fi în siguranță cu toți, dar vă rog să faceți prezența și să nu lipsească nimeni. Vă așteptăm cu mare drag. Pentru cei de la ceata de la Seaca, le mulțumesc pentru programul dumnealor artistic care l-au prezentat astăzi, prin ceea ce se numește Datin și obiceiuri de anul nou. Le mulțumesc pentru faptul că nu ne-au făcut de râs. S-au prezentat la primăria municipiului Moinești. S-au prezentat la primăria comunei Oituz astăzi. S-au prezentat ieri la primăria orașului Comănești. Și așa cum îi vedeți, îmbrăcați cu aceste echipamente, nu s-au făcut de râs. Am primit toate felicitările din partea primarilor din zona respectivă, a Consiliului Local, și așteaptă și cu altă ocazie să se prezinte acolo. Din partea Unității Administrativ-Teritoriale Dofteana, le-am pregătit un premiu în bani. Dădus Hegeși, unde sunteți, poftim, Ionuț? O diplomă. Poftim, Dăduț. Un colac.
ocupă cine primește și o șampanie pe care te rog frumos să o bei acasă cu toți băieții, dar la noapte avem pregătit pentru voi. Da, cred că merită aplauzele noastre. L-aș invita alături de mine pe Nea Mihai Șerban. Nea Mihai, te rog frumos să fii alături de noi. El poate să spună mai bine. Câți ani ai, Nea Mihai? 77. Deci la 77 de ani, Nea Mihai, în fiecare an m-am întâlnit cu el aici. Dar așa cum îl vedeți, s-a făcut și ursar. Întotdeauna i-a plăcut, cum se spune, datin și obiceiuri și pe partea alaltă meșuri. Ți-a plăcut și viața, Nea Mihai. Și, da, ai lăsat și, au și-o zis din sală de pe aici, că ți-a plăcut și fetele, acum nu știu. Da, bun. Tot aici se află și băiatul dumnealui pe care îl invit alături, și nora dumnealui, și nepoata. Iar pe data de 30 decembrie 2018, la Comănești, fiul dumnealui a defilat în fața oficialităților din Comănești, printre care mă număram și eu, cu un cal frumos, cu o iapă, da? Așa? Vino cu acea unii băiatul, mata. Așa au venit. Iar pe 1 decembrie, când pentru prima dată în comuna noastră a defilat o brigadă militară însoțită de muzică militară și un alai de cai, dumnealor a fost în față. Din aceste motive le mulțumesc, avem tot respectul și ne plecăm în fața dumneavoastră. La mulți ani, încă o dată vă spun tuturor, la mulți ani Dofteana, la mulți ani români și dacă mă aude cineva, la mulți ani le spun tuturor celor și din diasporă și îi așteptăm cu mare drag pentru că dumnealor sunt cetățeni ai Comunei Dofteana. Dumnealor plătesc impozite și taxe în afara granițelor țării și plătesc și aici la noi, deci cum s-ar spune, fac un dubleu. Vă aștept cu mare drag pentru că dumneavoastră și alții ca dumneavoastră susțineți puterea economică și sociale în Dofteana. La mulți ani, încă o dată vă spun tuturor, urmează cei din satul Larga, ceata ei rog să urce pe scenă de la Larga. Păi că am adus albata ciune, păi de la muntele cel mare, păi unde rodul încărare, păi uite așa cum îi vedeți, păi o găsim în câmbureț, păi și ce nu mi se rugă, păi să-i fac pielea de jucă, păi sus în vârful paramanul, păi m-a întâlnit cu pădurorul, păi pădurori cu avechime, păi arma mână e roține, păi pădurare, pădurare, păi n-ai văzut un urs mai mare, păi am văzut un într-o pâră, păi fugărea bără umbă, păi bău ce pe-a bocănii, păi pădurea rumilovii, păi milovii într-un picior, păi la parada ușilor, păi de Crăciun și bombotează, păi toată lumea se distrează, păi numai eu nu mă distrez, păi prin pădure patrulez, păi patrulez atât de bine, păi stau cu armă lângă mine, păi și cuțitul la picior, păi gata, gata să-l domor, păi la lana și lutina, păi că tu ești amirea mea, păi și-o dă foc la întregul sat, păi și cu urșii a plecat, păi frunzulițe cocoșor,
gata, gata, tovășor! Hei! Bună dimineața, bună dimineața, bună să umple acasă! Tuturași, nebuturați, bine v-am găsit sănătoși! Am venit cu această boală ustoică, dusă din Africa mică, de joacă mai mult de frică! N-ai jucat, nu trebuie de mâna! Ce-a trecut anul, măi frate, hai dar ori Dumnezeu să dea ce n-a fost pe aici și-a. Hai sănătate și bucate, pe masă să aveți de toate. Hai sănătate și mult spor, hai la mulți, la tuturor! Pe ciomor! Încă fă sală pe hoi!
cei mai frumoși! Păi de Crăciun și bombotează! Păi toată lumea se distrează! Păi numai eu nu mă distrez! Păi pe pădure patrulez! Păi patrulez o cât de bine! Păi stau cu armă lângă mine! Păi și cu titul la picior! De la Larga, vă urează sărbători fericite, un an nou fericit și multă sănătate. Și mulțumim domnului primar. Așa am zis, verde, trei arțări, la anul și la mulți ani! Thank you.
La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, la anul și la mulți ani! Da, așa cum le-am mulțumit tuturor cetelor de urși, celor care au condus cetele de urși de astăzi, așa le mulțumesc și în ultimul rând cei care au condus ceata din satul Hădeac. Satul Hădeac, fiind un sat de 950 de locuitori, deci până într-o 1000 de locuitori, a făcut ceea ce vedeți dumneavoastră sub directa îndrumare a lui Vasile Neamțu, care le invită alături de mine, împreună cu consilierul de acolo Mihai, care mi-a fost alături în urmă cu 11 ani. Știți dumneavoastră, fiind o persoană publică, niciodată nu poți să-i mulțumești pe toți. Dacă ați observat, au fost câteva cete de mascați de la Seaca și de la Hădeac, care din motive bine întemeiate nu au putut să urce pe scenă. Motivul care este? Prima prioritate au fost cetele de urși și apoi mascații. Doamnelor și domnilor, noi moștenim cete de urși, toboșari, irozi, ursari și de urători. Nu am putut, ăsta este programul, 12 ziua, ora 16 seara și acum putea să urce toți. Dar probabil s-au supărat și au plecat. Eu vreau să fie o înțelegere între toate cetele, fie ei de doboșari, de eroz, de mascați, de urători. Am pregătit premiul pentru toți. Din aceste motive, cei care s-au supărat, îi știu ce le conduc dintre ei și le-am trimis pe consilierul Nicușor Paisa cu Mihai de acolo un premiu în bani și toate drepturile pe care le-au primit toți. Cu mare drag i-am primit, cu mare drag ar fi trebuit să aștepte, au plecat și o parte dintre cei de la Larga, faptul că nu au putut să urce pe scenă. Prima prioritate și prioritatea numărul 1 sunt acești domni care au dat niște bani, care au primit în schimb o blană de urs, care astăzi au venit cu mare drag să o joace, iar din păcate cei care au plecat, dacă le-am greșit, îi rog să mă ierte, pentru faptul că este ultima zi din acest an, mai avem câteva ore până la cumpăna dintre ani. Nu închei, fără să-i felicit pe acești băieți care ei au participat la Consiliul Județean Bacău, care ei au participat la Primăria Sânduleni, Primăria Scorțeni. Ieri au fost împreună cu mine la Comănești. Le mulțumesc frumos pentru tot spectacolul pe care l-au făcut. Mulțumesc frumos tuturor celor care s-au implicat și sperăm că și de alți ani să-i așteptăm aici, în aceeași formație, dacă se poate, și mai mulți. Au fost foarte frumoși. Felicitări tuturor! Vor primi un premiu în bani, o diplomă, o șampanie, un colac, la fel cum au primit toți. Neamțu, vină cu acea Vasile, poftim și la mulți ani, o diplomă, o cupă, un colac, o șampanie, așa cum au primit toate cetele de urși. Felicitări! Iar în această noapte, revin spunându-vă, la orele 24, dar părerea mea ar fi bine să veniți de la orele 23, vom avea un frumușel spectacol, zic eu, cu talente locale, cântăreți din zona noastră a Moldovei, care ne vor descrețe fruntele până la orele 24, când în spatele Casei de Cultură va fi tras un foc frumos de artificii. Invit pe cei care se află alături aici de mine, ceata de urși de la Hădeac, plus celelalte cete, cum ne-am spus, cum v-am obișnuit pe toți, să veniți la mine acasă, acolo unde vă voi aștepta cu un păhărel de vin fiert, cu un colăcel, cu un corn
cu un pahar de șampanie și să ne luăm rămas bun până în această noapte. La mulți ani vă doresc tuturor, dumneavoastră care sunteți prezenți, celor care se află în afara granițelor țării, să știți că la Dofteana vă așteaptă cei dragi acasă. La mulți ani tuturor românilor din afara granițelor, la mulți ani tuturor celor din Dofteana, la mulți ani români, la mulți ani România, la mulți ani Dofteana încă o dată.